pentru această cântare. În această după-amiază mi-am propus să vorbim puțin despre Isus ca prieten al nostru. Ce înseamnă pentru noi să fim prieteni cu Isus? Că venim în această după-amiază la biserică, reprezintă poate 20%. Pentru că putem fi așezați pe aceste scaune și prezenți fizic, dar absenți psihic. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Am ales să discutăm despre câteva tipuri de prietenie. Avem prietenie negativă, determinată de motive egoiste, iar ca exemple îi putem lua pe Iuda și pe Samson. Iar despre prietenia pozitivă, bazată pe sentimente sincere, am ales pe Avram și pe Daniel. Știm cu toții despre Iuda, unul dintre cei 12 ucenici ai lui Hristos, și menirea lui în această lume ar fi trebuit să fie aceea de a răspândi Evanghelia și de a urma întocmai sfatul lui Hristos. Dar prietenia lui s-a dovedit a fi atât de adevărată încât a fost în stare să-l vândă pentru doar 30 de arginți. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: "Ce veți să-mi dați și voi da în mâinile voastre?" Ei au cântărit 30 de arginți. Cred că de multe ori se întâmplă și nouă ca o prietenie de o viață cu o persoană sinceră sau cu care te înțelegi bine, ești gata să renunți la ea doar pentru o plăcere de o clipă, doar pentru a obține ceva în momentul respectiv. Iar când realizăm că am greșit, se dovedește a fi prea târziu. Cum judecata se apropia de sfârșit, Iuda n-a mai putut îndura tortura conștiinței sale vinovate. Deodată, o voce răgușită a răsunat din sala de judecată, făcând ca un fior de groază să pună stăpânire pe toate inimile. "Este nevinovat, cruță-l, Caiafa!" Iuda s-a convins că toate stăvițele lui erau zadarnice și a fugit din sala de judecată exclamând: "E prea târziu, e prea târziu!" El simțea că nu va putea trăi să-l vadă pe Iisus crucificat și, în disperarea lui, s-a dus și s-a spânzurat. Putem observa de aici că cei care nu ascultă de Hristos și nu îl urmează sau se dau a fi prieteni cu el, iar mai târziu îl trădează, ajung să aibă un sfârșit tragic. De aceea ar fi bine ca să urmăm sfaturile lui și să umblăm în căile lui. Următorul exemplu este Saul. Acesta, când a ajuns împărat peste poporul Israel, a uitat cu ajutorul căruia a ajuns acolo. A uitat că Hristos a fost cel care l-a condus în toate căile și l-a sfătuit să urmeze întocmai adevărul. Samuel a zis întregului popor: "Vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el." Și tot poporul a strigat: "Trăiască împăratul!" Nici sfârșitul acestui personaj nu este prea plăcut. Samuel a zis lui Saul: "Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul." Pentru că el nu a păzit ceea ce a spus Domnul, și-a pierdut puterea pe care o avea în fața poporului. Și noi trecem prin astfel de situații. Când vedem că ne merge bine, uităm să apelăm la cel care ne-a sfătuit și ne-a condus până în acel moment. Dacă astăzi mi este bine, nu ne gândim și la ziua de mâine. Uităm totul și ne facem ca și cum nici nu-l auzim. Ca exemple pozitive de prietenie cu Hristos, l-am ales pe Avram. Pentru că majoritatea dintre cei prezenți sunt părinți. Știți dragostea unui părinte față de copiii săi și noi suntem convinși că dumneavoastră ați fi gata oricând să vă dați viața pentru noi. Dar dacă altcineva
va cere ca, va cere viața noastră. Nu, nu pe a dumneavoastră. Credeți că ați fi gata să ne dați? Și observăm că Avram, care era ascultător și umblea în căile lui Hristos, prietenia lui cu Dumnezeu era atât de mare, încât el și-a dat și, și cel mai iubit dintre fii. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Apoi au fost rostite ultimele cuvinte pline de iubire, s-au vărsat ultimele lacrimi și a avut loc ultima îmbrățișare. Tatăl ridica cuțitul pentru a-l înjunghia pe fiul său, când, deodată, brațul său fu oprit. Un înger al Domnului îl chema pe patriarh, vorbindu-i din ceruri. Avraame, Avraame, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Știm că cel care trebuia să fie jertfă, fiul, a fost înlocuit cu un berbec. Și Avram era întru totul cu Hristos, încât își și-ar fi omorât singurul fiu pe care îl iubea, doar pentru a asculta de glasul tatălui. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi vrem să fim numiți prietenii lui Dumnezeu și aceasta nu se poate decât cu o singură condiție, să umblăm în căile sale și să facem tot ceea ce ne poruncește. Chiar dacă indirect sau putem spune că mie nu mi-a spus nimic astăzi, dar prin ceea ce vedem în jurul nostru, primim sfatul prin persoanele pe care le îndrăgim. Și chiar dacă nu gândești, nu este bine, dacă o persoană ți-a spus că nu este bine, ar putea fi un fel de glas al conștiinței. Pentru că Dumnezeu, dacă vede că tu nu ai înțeles, îți arată pe cei din jurul tău. Următorul despre care aș vrea să discutăm este Daniel. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfernicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Nu știu de câte ori ne rugăm pe zi, dar aceasta devine din ce în ce mai rar. Uităm de Dumnezeu și comuniunea cu El ar trebui păstrată în continuu, pentru că astfel nu am putea să facem față singuri situațiilor din zilele noastre. Dar Daniel, deși se afla la strâmtorare pentru că ar fi putut primi o pedeapsă destul de drastică, el nu și-a întrerupt comuniunea cu Dumnezeu și s-a bazat pe El. Nu a încetat să creadă că singurul pe care se poate baza este Iisus Hristos. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăilor sus erau deschise spre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Și știm că acel Dumnezeu, căruia Daniel îi slujea, a închis gura leilor și, deși se afla în groapa lor, aceștia nu s-au atins de el. În revărsatul zorilor, însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate. Aceasta era dovada că el nu fusese atins de lei și că Dumnezeul cel viu, căruia el îi slujea, îl scăpase. Prietenia pe care ar trebui să o avem cu Hristos trebuie să fie una continuă și sinceră, pentru că ea este liantul cel mai sigur în deșertul de gheață al relațiilor umane. Hristos ne arată apusul auriu și fermecător al soarelui, ne învăluie în adierea caldă și plăcută a serii și ne așteaptă,
dar noi nu venim la El. Manifestăm lipsă de interes, dar El totuși ne iubește, pentru că vrea să fie și să rămână prietenul nostru cel mai bun. Un prieten ce rămâne lângă noi când toți ceilalți ne părăsesc. Așteptând răspunsul nostru întârzietor, El plânge. Lacrimile sale sunt perle ale durerii supreme, un limbaj al iubirii care s-a jertfit pentru noi. Dacă am ascultat cel puțin astăzi de El, ne scrie pe albastrul cerului, pe această roată pe care se învârte omenirea, dar noi încă refuzăm să răspundem. Dragul meu, te rog, ia-ți timp și pentru El. Cheamă-L. Până acum ți-a vorbit numai El, dar tu nu l-ai luat în seamă. Ce ar trebui să facă pentru tine și ce nu a făcut? Nu uita, așteaptă răspunsul tău, hotărârea ta pentru a-ți deschide inima și a-L accepta ca prieten al tău. Prietenia sa este mângâierea cea mai dulce și sprijinul cel mai sigur al tinereții tale. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și nu uita, doar prietenia cu Hristos poate fi veșnică.